Se nominalizează și delegă primarul comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, ca reprezentant legal al comunei pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. Primarul comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău și compartimentul financiar contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Consiliul local al comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău și asumă angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă e nevoie. Și aici tot așa o să fie. Secretarul comunei va comunica că și asta e totul fondurile europene. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărârii instituției prefectului Bacău pentru control și legalitate și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii. Sunt probleme la acest capitol, la acest proiect? Dacă nu sunt, supunem la vot și la domnul. Mai întrebăm, domnul Răileanu. Nu sunt probleme, întrebăm. Stai cu minte. Vreau să nu dați voie să vorbesc? Da, dar eu am întrebat, sunt probleme? Poftiți. Da. Aș dori identificarea zonei. Păi am spus-o, asta am spus-o de înainte. E unii biblioteca. A fost la Negoiești. Da. Fonda școală vechi. Și puteam să mai vin cu observații, dar n-am avut mapa consilierului. Să fac un amendament și eu ca toți consilierii civilizați din România. Poate că trebuia și la țiganii ăștia o, să zic, o grădiniță sau o... Da, iau. Rog, aici. Ei iau. Unde iau? Ei iau la Cutinaș. Da? Da. Bun, și se va deci, școala, școala Cutinaș este pusă la dispoziția romilor pentru ele, 1-4 și grădiniță. Da? Da. Și aia 5-8 învață aici la școala Cutinaș. Nu, cu electorală, departe de mine chestia asta, că știm situația. Nu, e coleată de nu, nicio temă. Și eu repede, domnul Trunat, foarte bine, stimați consilieri, este o problemă care ține de viitor, de viitor copiilor noștri, a nepoților. Toți copiii din comuna Ștefan cel Mare, de-aia sunt 100 de copii. Vor fi aduși cu microbuzul la această grădiniță. Foarte bine, să asigurați. De acolo și sunt înalțe viitoarele generații de politicieni în comun. Până acum? Da, de ce neapărat politicieni? Mai fac de ce neapărat. Să le fie drag să înveți de la grădiniță, să înveți ceva pentru viață, să înveți după aia în școală și să ajungă oameni de bază societăți, nu neapărat politici. E vorba de procesul. Socializeze întâi, știi să comport în lume. Ca la pușcării. Hai, și acolo să mai socializeze. Mai dorește cineva? Dacă nu supunem la vot proiectul de domnul și domnul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă se abține cineva, dacă e cineva împotrivă, domnul primar. Dăm voie lui doamna secretară să ducă să scaneze și să emite imediat la ea. Și, și mai avem una. Aia cu... Da, e următoarea. Cu modificarea inventarului, dar aia trebuie trimis la prefectură. Da. Asta. Da. A, să o trimite și la prefectură. Și... Da. Ok. Ai prezentat o... Da. Este vorba că avem în anexă la monitorul oficial cu domeniul public, la poziția 31, drumul de la Gutinaș, cel de la școală și până sus la biserică, cu o lungime de 900 de metri și noi l-avem prins și cu lățimea de 4 metri. Acum când s-au făcut ridicările topul pentru modernizarea acestui drum, lățimea proiectată este de 5 metri și jumătate. Și trebuie să schimbăm în inventarul domeniului public această lățime. Deci noi dăm hotărâre acum numai de 900 de metri lungime și nu dăm niciun fel de lățime. Că iese suprafața după ridicările topul făcute de, de firma top. Deci se aprobă modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, astfel cum a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 25 din 26-10-1999, după cum urmează. La poziția 31, coloana 3, va avea următorul conținut. Vecini, Neagu Ștefan, Dohotaru Jean, Biserica Ortodoxă Onisei Toader, 900 de metri lungime. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, Consiliul Județean Bacău, primarul comunei și va fi adus la cunoștință publică de secretarul comunei în condițiile legii. Dacă sunt probleme. Doar o întrebare. Vă rog, domnule. Deci e vorba de, doar până în dreptul bisericii. De la dreptul bisericii. Stânga-dreapta. Asta
era prins deja în domeniul public. Da. Stânga-dreapta nu era prins în domeniul public și acum vreo 2-3 luni, dacă bine vă aduceți aminte, le-am prins noi. Da. Cu o lungime de 300 și ceva și un tronson de vreo 500 și ceva de metri. Mulțumesc. Acum mai sunt probleme. Eu apreciez că acest obiectiv, dacă va fi rezolvat, răspunde la una din cele mai mari cerințe ale locuitorilor din acea zonă, de modernizarea drumului de la Troiță, din Butinaș, până la Biserica Tudorial, fiindcă mereu au fost de-a lungul anilor probleme. Cu acest prilej, să ne amintea domnul primar că se va face și un zid de sprijinire la pârâul Butinaș, acolo unde sunt probleme și au fost probleme întotdeauna. Vă mulțumesc. Să punem la vot dacă mai sunt probleme. Cine este de acord cu acest proiect de hotărâre? Cine este de acord? Mulțumesc. Se abține cineva? Poți să scrie, doamna, patra asta, după ce sunt da. Cealaltă problemă, domnul primar? Deci, scurt și pentru punctul 4, este vorba de alimentarea cu apă, canalizare și stația de curare în satele Rădeana și Vișoara. După ce au fost finalizate aceste investiții, trebuiesc incluse în domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare de sub Bacău aprobă completarea inventarului domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare la terminarea investiției privind alimentare cu apă, canalizare și stații de epurare în satele Rădeana și Vișoara, Comuna Ștefan cel Mare de sub Bacău, cu pozițiile 298 și 299, conform anexii care face parte integrată din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre intră în vigoare prin aducerea ei la cunoștință publică. Primarul, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se va comunica prefecturii județului Bacău și Consiliul Județean Bacău. Da. Dacă sunt întrebări, dacă sunt probleme... Câte că avem niciun, eu mai spune, dar e jignitor, mai eu să vă întreb. Unu, aș întreba cine a fost în comisia de recepții, unul, că mă întreabă cetățenii, că nu e apa potabilă, nu-i conformă și anumite instalații, cred că se degradează peste 3 luni. Să știm, vrea să știe cetățenii care au făcut parte din comisia de inventariere. Îi știm consilierii respectiv? Să răspundă dacă cumva avem probleme, domn primar. Deci nici un consilier nu a făcut parte din comisia de recepție. Foarte comisia rău. De recepție, păi nu-i foarte rău. Trebuia. Nu. De ce trebuia? Comisia de recepție, din comisia de recepție face parte viceprimarul comunei, administratorul... E viceprimarul și el, e consilier. Da. Da. E viceprimar. Da. Așa. Este și președintele comisiei de recepție. Și nu scrie, scrie în dreptul lui, scrie... Avem procese verbale, dacă vreți să le... Azi. Și specialiști. Sigur că da. Specialiști în aceste domenii. Că este drum, specialist în drumuri, este alimentare cu apă, specialist în alimentare cu apă, este canalizare, specialist în alimentare, în canalizare și de la inspectoratul de stat în construcții. Deci oamenii ăștia își asumă răspunderea. Dar ei nu fac potabilitatea apei. Deci ei verifică investiția. Apa dacă nu este potabilă, și aici e o minciună, pentru că avem analize, avem buletinele de analize de la DSB. Și ceea ce spui că în 3 luni de zile se depreciază, așa, iar e o gogomonie. Eu spun dacă... ce spun cetățenii. Care cetățenii? De la Rădean. Tocmai că la Rădeana nu a fost nicio problemă. Am avut probleme. Și la Vișoara. La Vișoara avem probleme. Exact. La Rădeana nu avem nicio problemă. Și la Vișoara. Nu. Nu și la Vișoara. La Vișoara. Ei, sunt probleme cu puțurile. Cu pompele de la puțuri. Nu cu instalația. Păi și asta nu face... Deci nu cu instalația. Parte din inventarul. Și dacă e să mai avem ceva probleme legate de instalații, problemele sunt la branșamente. Acum știți cum ați procedat dumneavoastră, domnul Marin, și cu domnul Dohotaru. Când ați reclamat firma aia care făcea lucrări bune din branșare, da. Și i-ați alungat. Da. Și după aia au apărut fel și fel care au fost agreați de dumneavoastră. Nu, că el le-a acceptat. Au fost agreați. Nu trebuia să fie acceptat niciun. Au fost agreați de dumneavoastră și eu ca să nu intru în conflict cu cetățenii, așa că voi făceați reclamațiile după cum bine. Nu temeia, le-am făcut. Nu temeia. Normal. Nu.
Ați făcut niște reclamații care au dus tendențioase. La tendențioase. Au dus la bulversarea populației. Așa. Și acum nu mai e niciun control. Cine au făcut branșamentul la Popescu? Cine au făcut la Georgescu? Și au pognit branșamentele. Au luat fel și fel de material, branșamentele. Nu lucrarea făcută de constructor, făcută de primărie. Nu. Au luat fel și fel de fitingarai de proastă calitate, țevi care furtunul. Sub presiune. Așa. Care era de 6 bar. Nu, nu, nu mai subțiri. Nu era rezistat, rezistent la presiuni. Și aici am avut probleme. Cine le-a dat voie să facă ceva? Fără acceptul cuiva n-a făcut nimic. Nu, au fost aduși de voi. Nu, este exclus. Au fost aduși de voi. Și chiar ăla care i-a adus nu trebuia lăsat cine i-a adus să facă așa ceva. Da. După fără autorizații de la primărie. Iar făcea... Dar de ce nu i-ați mai reclamat și pe ceilalți? Pe cine? Pe ăla care au făcut branșamentele. Deci ați reclamat numai firma care... Eu am făcut noi, vă spun eu. Aici au avut interes maxim domnul Matier și cu ăla... Domnul Matier nu a făcut niciun branșament. Nici măcar una. Ăla, cum îl cheamă, de sus, al lui Geta. Deci, soțul lui Geta. Dar de ce nu spui și de Costi că Bondaș? Cumva îl protejezi eu? Nu știu. Bondaș? Nu știu. Chiar și el. Nu el n-are voie. Da. El lucrează la o companie, n-avea voie să facă așa ceva. Bă? Fără acceptul. De ce nu l-ați reclamat? De ce? De ce? L-a recomandat. De ce pe primul l-ați reclamat? Nimeni, de ce pe primul l-ați reclamat și pe ei l-ați nu i-ați mai reclamat? Primul acolo era cu munca lumei, de un miliard acolo se fura. Bravo. Știe el, domnul Puiu, cam cât s-a așteptat să ia comisionul. Nu, aici a crezut. Spune el că au cât de venea. Dacă din 5 milioane când lua constructorul, dacă îi rămânea și lui Puiu ceva... Nu, mulții cu câte case erau. Și, nu contează. Dar noi vorbim de o lucrare, mulții cu câte, așa? Așa. Cât îi rămânea lui? Îi rămânea un 50 de lei la fiecare lucrare. Cât îi dădea lui Puiu? Eu știu. 100. 10%. Și eu ce mai făceam? Nu dau anul la 20%. Eu ce făceam? I-a dat pui, așa că mă aducea constructorul de acasă și ne împăca și pe mine și pe puiul. Așa și el făcea lucrare. Dacă erau corecți, că prin garda de... Hai să nu mai răscolim. Hai să nu mai răscolim. I-am dat un corect de branjare și cea bunilor înapoi. Când au venit garda. Păi dar el s-a oprit dinainte. De când ați reclamat voi, nu cum a venit garda. Ai văzut la garda de finanțe? Ce garda? Păi ce garda de finanțe? Dar am făcut un raport, nu le-am bătut cu apărinții. Ah, ți-a trimis să iei că tu ai făcut... Exact. Da. Eu suspendat autorizația pe motiv că nu i-o găsit firma. Și el firma lui e cât primăria asta de mare. Deci, acestu motiv ca să o simți. Doar ăsta a stat, nu și ăștia îi protejeze. Nu, hai, nu ne mai aducem aminte, că acolo ați făcut rău oamenilor. Vă rog frumos, altcineva care mare intervenție de domnul Bontaș. Eu ar vrea să fac o întrebare, cam pic când preconizați să fie gata pompile care noi le-am zis. Am vorbit, uite, cu toate că nu face parte din punctul de ordine de zi, noi deci avem completarea inventarului domeniului public. Asta putea să fie la diverse, dar dacă vreți trece și la diverse. Am vorbit ieri dimineața am vorbit cu domnul Alecu de la Alconet și o să se interesează să vadă de pompe mai mari, de o capacitate mai mare, ca să le schimbe pe... Doar de asta este problema la Ișoara. Ele au fost prevăzute de proiectant să tragă de la o adâncime de 40 de metri. De la 40 de metri scade apa brusc. Și le-am dus la 80 de metri. Ei, și ele n-au puterea să tragă de la 80 de metri. Trag, dar mai puțin. Ca proboși cu domnul Alecu ăsta care a executat lucrarea, ați văzut că are dosar penal, da? Nu știu. Ei, nu știți. Cum? Ei, bucură-te de ce să știu eu cine are? Pentru că a executat lucrarea, domnul. De unde? De la Petru Ștefan cel Mare? Da. Dar cine l-a dat în judecat? Păi, ia vedeți cine. Eu, domnul eu. Păi, dar nu, dar noi trebuia să-l dă, că noi suntem beneficiari. Da. Noi trebuia să... Măcar aveți consilier, luați-vă un consilier să vă informez toate problemele. Dar chiar mă interesează ce probleme penale au. Nu se bine niciodată să vadă ce se discută acolo. Auzi, nu spune cetățenii de acolo. Mică, te-ai angajat ca să fii liniștit. Nu mai turbura apele, te rog. Le turbur, eu sunt turburat. Apreciez gradul matale de corectitudine, dar vorbești numai prostii. Uite ce-o spun și în fața tău. Păi și atunci cum ai corect dacă vorbești prostii? Care e gradul de corectitudine? Păi el vrea să știe că vorbești la sumă. Dom'le, care nu s-ar penabi lucrarea asta? Dar cum poți să spui așa ceva? Da, dom'le, da. Poți să răspundă pentru asta și în ziarul, da. Dacă are... Cum poți să spui așa ceva? Cum și asta e problema cu Consiliul Local la Ștefan cel Mare, că are probleme fraților, juridice. Dar cine reclama, dom'le? Cine reclama? Reclama primăria, Consiliul Local. Citiți, vedeți că nu... Nu deci, spun eu aici. Da, dacă mai sunt intervenții. Vă rog frumos să sistăm discuții, da, că... Tot pe tema asta și foarte scurt. Vă rog. Domnilor consilieri, oameni buni,
surprinzător și de neînțeles pentru mine cum, după atâta timp și după atâtea aberații spuse aici, mă scuz, domnule, așa? Deci dăm credit lui Vasilescu Ionescu din Rădeana sau Bogdana, sau unde, dar nu întrebăm un specialist în domeniu. Domnul, de ce aruncați așa? Dar sunteți specialist, ce spuneți? Despre, păi, dar mă, tate, să vei cu dovezi, deci nu te consulți, uite aici, a spus ce ne faci. Cine faci? Nu de Alec, nu de Alec, era bun. Și aici spui o inepție. Și aici spui o inepție. Sigur că da. Dar gândiți-vă înainte, gândiți-vă înainte de a da drumul la cuvinte. Păi cum? Da, mulțumesc. Eu știu că ce e apărare, da? Nu am niciun interes. Nu am niciun interes. Mai rog, eu acum te cred și pe tine că nu ești pus la punct cu toate informațiile. Că nu știu de când n-ai mai venit la ședință. N-are importanță. Ba da, cum să nu? Păi de-aia tu nu știi ce să discutăm pe Consiliul Local și știi ce să discută pe Radio Șanță. Aici ce s-a spus? Ce vrei să ne spui atât? Ne spui ce vrei, totul lucrurile, situații... Păi dar ce vrei să spun altceva? Eu vin cu niște proiecte de hotărâre pe care le supun aprobării Consiliului Local. Da, asta spun. Ce vrei să spun? Mai înainte de vrei să spun ce să vorbești la viitor? Mea din teren. Asta spuneam eu, nu de la ședință. Da, dar care e constatarea ta vis-a-vis de modificarea inventarului domeniului public? Vis-a-vis de modificarea inventarului domeniului public. Care e constatarea? Spuneam că cine, în prima dată am întrebat cu subiect predicat, cine sunt membri din comisia de recepții, am înțeles domnul Vici. Ca să spunem și la oamenii, să nu tragă din mânică, cumva să se întâmplă ceva. Ai grijă, mă. Ai grijă că... Dar poate nu mai apucă să-l tragă din mânică. Și lucrarea, lucrarea. Da, ce să mă? Lucrarea iese din garanție 2 ani de zile. Iese din garanție în 2017. La sfârșitul anului 2017. Că-i păcat să o investim mulți bani acolo. Să dăm calitatea pe care eu am un răspuns. Să te duci să verifici procesele verbale de recepție. Nu se plătește un leu celor care prestează munci în cadrul primăriei Ștefan cel Mare, nici celui care întreține instalația de iluminat, fără să se facă proces verbal de recepție. Corect. Și prin decizie... Și dacă e corect, de ce combați? Da. Dacă e corect. Tu ești de acord, e corect. Acum știu că dumneavoastră. Să vii să vezi procesele verbale, că sunt la fiecare dosar de execuție, procese verbale, apa este în garanție încă 2 ani de zile, drumurile la fel, să facă procese verbale de recepție finală după ce trece perioada. Ia spuneți cu zeu tot ce-o, mergem amândoi în seara la viitoare? Nu, vorbește... Mergem amândoi la oameni acolo, asunem oameni. Am fost mai mult, frate. Eu merg cu tine. Tu ai... Merg eu cu tine, dar de ce nu? Păi, tu ai fost la domnul să reclam... Eu sunt responsabilul legal de proiect. Da. Da, merg eu cu tine la viitoare. Așa, da, mergem. Dar domnul Vici, de ce scade așa? Scade vocea. Vorbești numai după ureche. Că vin oamenii și spun, vezi, Doamne, ai făcut coadă la poartă și întreabă oamenii de apa din viitoare. Dar ce știu că cu cine vorbești? Ce mai vorbim, mă, când mai? Fii disciplinat. Da. Fii disciplinat. Dar la pe așa. Dacă nu mai sunt probleme, supunem la vot proiectul de hotărâre prezentat de domnul primar. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Dacă mai sunt... Aș avea și eu o întrebare, deci, domnul președinte. Dar de ce să încep cu ședința mai repede față de ora la care ne-am să... Fiindcă a fost necesar să vă răspundă domnul primar și am început. N-am putut să mă așteptăm, că am înțeles că adică, de ce să vă... Dar ne convocați la ora 10 și începeți la 9 sau la ce ori? A apărut că un că telefonic v-am anunțat. Nu fi de cine ați anunțat telefonic? Nu te-au anunțat vreo mică și pe tine? Dar nu mi-a răspuns mine. Nu mi-a răspuns. Ah, păi dar eu... Să certați. Am și eu clavietul meu. Să ceartă concurent. Telefonul închis. Domnul Băienaru, ai fost anunțat telefonic? Da, așa. Au fost într-adevăr, dar nu am... Deci, a început sesiunea de depunere a proiectelor pe fonduri europene. Deci noi avem proiectul ăla de modernizare a celor tronsoane de drumuri, care știți bine, le-am discutat în ședințele din Consiliul Local. Și la ora 9 a început sesiunea și era nevoie de o hotărâre a Consiliului Local să ajungă urgent la Iași. Și la ce ora să începe? La 9 jumate. 10 fără 20, cam așa. O să mă confirmez ce așa. Cam așa. Poți mai repede. N-a fost din... Am înțeles, am înțeles. Reapoiți să vin. Deci,
Dar oricum, deci a fost statutar ședința, nu n-am început cu un număr mai mic decât trebuie. La diverse, trecem la diverse și dacă aveți probleme, să ni le notăm, care mai avem păi să înfăptuim, care nu o să le înfăptuiască ceilalți. Nu mai era mic nimic. Mai era cu cutinașul. N-a spus așa cutinașul? Da. Completarea inventarului domeniului public. Probleme la diverse? Dacă nu mai sunt probleme, vă mulțumesc. Da, domnul Nicolau, poftiți. Stai pe așa, te rog frumos. Deci, la mine este ultima ședință, ultima ședință de mine. L-ai invitat, poți să mergi? Vreau să... Să vă mulțumesc că m-ați acceptat așa cu bune și cu rele. Poate ar fi fost mulțumit, poate nu. Deci a reușit eu așa să propun să realizez un oraș, nu punerea mea, poate dacă știu sau nu. Pe dar erați împreună. Da. Nu eram în opoziție cu temporal. Nu, dar erați împreună în Consiliul Local. Eram în opoziție cu temporal. Alte probleme? Acum, îmi pare rău că n-am mers mai departe, pentru că mulți oameni din Gutinaș m-au întrebat de ce nu merg. Așa. Și nu rămâne decât să urez succes celor care vor fi. Și sper să fie cât mai mult de la partidul la care sunt. Și în continuare să fie alături de noi. Dacă nu mă pleca la alt partid, dacă nu acceptam să fiu alături de PSD. Singura dată mulțumesc și mult succes celor care vor merge mai departe. Bine, și noi mulțumim pentru activitatea depusă în cei 4 ani. Cred că a fost benefică. Dacă era ceva să nu fie la locul lui, așa, primeai reproșuri, dar așa? Poate primi că deci, sunt cu din gură. Din punctul meu de vedere, toate felicitările pentru activitatea din ultimii 4 ani. Salut, 2 ani, 4 puțin, să ies la tot. Romicu poate vrea să spun ceva, că văd că râde în nădușă. Are o ședință, ce zice? Dar eu n-am nicio calitate. De colegi, ce vă spun? Ce ședință mai are? Ne retrage noi. O să mai fie în ședință. Când? O să mai fie cu nouă Consiliul Local, când se... Da, da, opoziție. 6 iunie, 6 iunie. Acum nu știu dacă Romica mai prinde anul ăsta. Nu știu. Nu știu nimeni. Presa îi urează cu succes. Are, nu? Eu sigur că mă adresc. După cum a spus că are adiet acolo la Vișoara. Să-mi permiteți să vă mulțumesc eu în calitatea care am avut-o și să vă mulțumesc pentru faptul cum mi-a încredințat această sarcină acum, din nou, acum un an și aproape jumătate. Mulțumesc la fiecare, chiar dacă au fost atitudini combative, atitudini reale, eu mi le-am însușit și o să știți că n-am fost. Sănătate! Vă mulțumesc și urez celor care vor veni în locul nostru, în următoarea ședință din luna iunie, să preia problemele care noi le-am hotărât astăzi în ședință de Consiliu, să le ducă prin mai departe și ne va ieși primar să fie sprijinit pentru a înfăptui aceste hotărâri pe care astăzi le-am... Vă urez la mulți ani, multă sănătate și mulțumesc încă o dată. Acum, dacă tot s-a trecut la capitolul ăsta din mulțumiri... Păi da, nu trebuia. Așa. Deci și eu să mulțumesc Consiliul Local pentru activitatea de pusă și au fost... Da, ție spun adio! Sigur îți spun adio! Putem, din ce postură da. Îi spunem. Așa. Deci au fost mici divergențe, cu ghilimele de rigoare, cu cei din opoziție, care, după părerea mea, sincer, după părerea mea, nu prea v-ați făcut activitatea de consilieri. Atribuțiile de consilieri. Dar, ce să zic, să urez și eu primarului care o să fie mult succes în activitatea următoare. Da, domnule. Cu aceste zise,
ședința. Da, domnul Păinaru, poftiți. Și pentru mine e tot ultima. Vă urez succes la toți. Dar așa pe așa o întrebare. Am văzut că se construiește acel gard de la primărie. Frumos, e foarte adevărat. Dar ce se întâmplă cu boxul? Că acolo am înțeles că o să faceți și parcare sau ceva de genul ăsta. Da. Bun, până unde continuă și dacă o să facă și lateral? Deci o să facă șanțul ăla, o să fie acoperit. Așa. Așa pentru parcare în partea Căminului Cultural. Și o să fie cât, cât e lungimea gardului existent. În mod normal trebuia să mai meargă cam vreo 30 de centimetri până în alei și l-au lăsat așa. S-a oprit acolo. Se vede. Ok. Mulțumesc. Poate vine aleia mai lată. Și succes. Da. Alte probleme. Domnilor consilieri, suntem la sfârșitul unui alt ciclu de 4 ani și ar fi o prostie să înțeleg că nu am avut de învățat în ăștia 4 ani, fiecare dintre noi. Cu toate cele bune și cele rele, și referitor la ce spunea domnul primar vis-a-vis de opoziție, opoziție trebuie să existe. Nu trebuie. Trebuie să existe. Nu, nu. Oriunde. Și într-o familie. Dacă nu există opoziție, nu este familie. Noi am fost o familie și sper ca din învățămintele care le-am tras cel puțin în ultimii 4 ani, să avem de învățat fiecare în sensul, în sensul ca cetățeanul să fie pe primul loc. Ca și interes și rezolvare de probleme. Pentru că dacă noi, fie oricare dintre noi, dacă ne rupim de interesul și problemele fiecărui om, nu am făcut nimic, să știți. Indiferent care va fi noua structură a Consiliului Local. Pentru că vedeți, cu sau fără voia noastră, ziua de mâine presupune altceva. Altceva și noi trebuie să ne aliniem și ca obligații și ca, cum să vă spun, interes pentru oameni. Deci, succes noului Consiliul Local care va fi ales. Eu transmit succesul opoziției, deci nu spuneam că trebuie opoziție, dar o opoziție constructivă. Și dacă, și o ultimă frază, oameni buni, dacă viu nu mai ieși, să mă iertați, dau cu biciul, dar nu analizez întâi, domnule, ce spun eu, am eu vreo legătură cu ceea ce spun, nu dați cu biciul înainte de a analiza. Pentru că asta e un lucru valabil, condamnă înainte de a-l judeca. Este ilogic, oameni buni. Este ilogic. Poți, da. Mulțumesc că... Păi, domnul Adiaș, ați spus succesul opoziției, că e nevoie de opoziție. Da, e nevoie de opoziție. Da, aveți așa? Monologi, așa? Pe hârtie. Mai vrea să vreți vorbiți? E nevoie, așa. În componența Consiliului Local. Da. Dacă se continuă cu astfel de opoziții, eu sincer nu urez niciun fel de succes celor de la opoziție. Vorbesc eu. Pentru că, până la urmă, opoziția a fost împotriva proiectelor noastre. Domnul primar, știți ce este rolul opoziției? Au fost împotriva proiectelor noastre. No, dar ce vorbești prostii? Vorbește tu frumos. Nu fi nesimțit să-mi spui mie că vorbesc prostii. Vorbești prostii. Ți-am aprobat proiectele. Numai un prost poate să spună să priceapă la prostii. După părerea mea au fost buni. Care au fost rele, nu ți le-am aprobat. Dar marea majoritate au fost buni și le-am aprobat. Ce tot vorbești? Și alea rele care spui și s-au aprobat, da, s-au dovedit a fi buni. Păi s-au dovedit, dar după părerea mea, după conceptul meu, nu au fost buni. Domnul, nu avem nevoie de așa opoziție. După 4 ani de adică primar, trebuie să știți că rolul opoziției să speculăm și să găsim breșe actualei puteri. Așa? Corect? Așa, dar nu să te opui unor...